Suntem? Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi, ați dat curs invitației de a fi prezenți la acest briefing, în cadrul căruia vrem să aducem la cunoștința opiniei publice naționale că astăzi Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr s-a reunit în ședință extraordinară. Amintim că la data de 25 martie 2019, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate au semnat un acord post-electoral al blocului politic Acum, Platforma DA și PAS. Articolul 10 din acordul politic stipulează că formațiunile semnatare și-au asumat angajamentul de participare în alegerile locale generale din 2019 în cadrul blocului electoral Acum, Platforma DA și PAS, respectând litera și spiritul acestui acord, având la bază poziția consecventă privind unificarea tuturor forțelor politice pro-europene, Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr a adoptat astăzi decizia privind participarea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr la alegerile locale generale și alegerile parlamentare parțiale, care vor avea loc pe 20 octombrie 2019, în bloc electoral cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Având ca principal deziderat continuarea tuturor activităților politice care au ca principal scop deoligarhizarea Republicii Moldova, reforma profundă a sistemului juridic și implementarea reformelor sociale și economice de care societatea are atât de mare nevoie, Platforma Demnitate și Adevăr își asumă prin decizia de astăzi responsabilitatea publică față de votul acordat de cetățenii Republicii Moldova la data de 24 februarie 2019. În foarte scurt timp vor fi înaintate instituțiilor cu atribuții în organizarea alegerilor în această toamnă a tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea blocului electoral Acum și vom finaliza în cel mai scurt timp procesul de identificare a candidaților comuni pentru alegerile locale generale și alegerile parlamentare parțiale programate să se desfășoare la data de 20 octombrie 2019. Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr l-a mandatat pe președintele său și Biroul Politic Național să coordoneze toate activitățile necesare implementării acestei decizii. Asta a fost un prim comunicat pe care o să-l distribuim și mass media. Totodată, am decis la nivelul Consiliului Politic Național cu privire la o chestiune de interes național. Iată de ce, permiteți-mi să dau citire unei declarații politice al Consiliului Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr. Consiliul de Administrare al ANRE din 16 august 2019 a aprobat noile prețuri la energia electrică furnizată pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, potrivit conținutului actelor administrative, consumatorii finali din centrul și sudul țării vor achita tarife mărite de 189 bani pentru kilowatt, iar consumatorii finali din nordul țării vor achita 223 de bani. Apreciem aceste hotărâri ca fiind vădite ilegale, neîntemeiate și adoptate cu încălcarea procedurii stabilite. Prin aceste hotărâri sunt aduse atingeri considerabile drepturilor și intereselor celei mai mari părți a societății noastre, cetățenilor care au un venit mic și mediu, care vor fi nevoiți să suporte cheltuieli și mai mari pentru acoperirea serviciului dat. Din actele făcute publice se desprinde clar că o atare solicitare de majorare ar fi fost invocată ca fiind necesară încă de la începutul anului. Însă, în pofida unei practici constante de luare a deciziilor în primele luni ale anului, din motive de ordin politic și electoral, ANRE intenționat a tărăgânat adoptarea unei soluții pe marginea faptului dat, cauza fiind alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
Acest lucru demonstrează că instituția a acționat în context politic, favorizând un partid ce o controlează încă, și anume Partidul Democrat. Raționamentul dat rezidă și este confirmat și de componența ANRE, membrii instituției fiind numiți pe criterii politice, cu încălcarea flagrantă a prevederilor legale exprese. Pe de altă parte, atestăm că nu a fost asigurată în mod suficient și eficient, la nivelul stabilit de lege, transparența în procesul decizional, dezbaterile având un caracter formal și au fost doar bifate după un scenariu premeditat. Totodată, au fost ignorate prevederile legii 239/2018 privind transparența în procesul decizional, care în partea sa relevantă stabilește prin articolul 8 etapele asigurării transparenței decizionale, consultarea cetățenilor și asociațiilor constituite în corespundere cu legea. Articolul 9 al legii prevede în mod clar accesul necondiționat al populației la procesul decizional și la elaborarea deciziei finale. Mai mult, același articol de lege face referire la locul și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări. La fel ca și articolele de lege amintite mai sus, ANRE a încălcat și articolul 10 și 11 din legea 239, articole care definesc și completează cu limpezime întreg cadrul legal în care poate fi luată o astfel de decizie cu impact major în societate. Totodată, nu au fost respectate nici prevederile articolului 16 din legea numărul 174/2017, care stabilesc la detaliu albia procedurală în care poate fi luată o astfel de decizie. Cât privește temenicia a actelor în partea referitoare la majorarea tarifelor, există dubii serioase asupra acestor dispoziții, mai ales că încă nu avem dovezi concludente privind excluderea schemelor ilegale de la procedura de achiziție a curentului, ce au fost amănunțit și detaliat deconspirate de experții naționali, precum și de presa de investigație. Potrivit autorilor și probelor prezentate de Rice Moldova într-un articol publicat la 28 februarie 2018, peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile de lumină plătite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore. Banii au fost scoși de pe conturile de la Victoria Bank ale unei firme din Tiraspol, care a intermediat timp de câțiva ani livrarea de energie în dreapta Nistrului. Pe marginea acestor imense sume planează suspiciunea asupra caracterului lor ilicit și a corectitudinii includerii acestora în tarif. Pe de altă parte, cea de-a doua componentă a tarifului la energie electrică, cheltuielile de livrare la consumatori, este o variabilă total netransparentă și neargumentată. Cunoaștem că în aceste sume se includ pierderile de energie în rețele, materiale și cheltuieli de întreținere a rețelilor, amortizarea investițiilor, salarii, costurile de facturare, etc., asupra cărora Agenția Națională de Reglementare în Energetică nu deține niciun control și pe care nu le verifică sub aspectul existenței lor efective. Aici venim să amintim că, spre exemplu, din tarifele aprobate de ANRE au fost achitate salarii exorbitante managementului companiilor. Cazul fostei conducerea furnizorului, cazul Silviei Radu, care era remunerată cu circa jumătate de milion de lei lunar, a strânit foarte multe nemulțumiri și în societate. Chiar și așa, din tarifele aprobate de ANRE, companiile au obținut în mod regulat zeci de milioane de euro sub formă de dividende transferate în străinătate. Pentru a accepta ajustarea, majorarea tarifelor, ANRE, dar și alte instituții ale statului, urmau să efectueze audit și expertiza costurilor la toate întreprinderile reglementate și să excludă din tarif cheltuielile nejustificate. Însă, deși a existat timp suficient înainte de adoptarea hotărârilor contestate, un asemenea audit, o asemenea verificare nu a fost dispusă o verificare a costurilor, un audit, expertiză, eventual internațională, existând suficiente motive pentru a presupune că în tarifele aprobate sunt incluse costuri nejustificate. Nu avem nicio garanție că acei 62 de bani
Pentru fiecare kilowatt ce reprezintă tariful de distribuire pentru zona sud și centru și cei 85 de bani ce reprezintă tariful pentru distribuirea în zona nord sunt reale și necesare. Care sunt garanțiile că aceste sume nu trebuie să fie mai mici? Apreciem că ANRE nu poate majora, modifica aceste tarife decât după ce va dispune și va efectua un audit amănunțit la întreprinderile furnizoare, cu antrenarea exponenților societății civile pentru a exclude arbitrariul și abuzurile de până acum. Actualmente, prin hotărârile contestate sunt încălcate drepturile și interesele legitime ale consumatorului, reglementate prin articolul 6, litera A și B, articolul 24 din legea 105/2003 privind protecția consumatorilor, potrivit cărora orice consumator are dreptul la protecție din partea statului împotriva riscului de a achiziționa un produs, un serviciu care ar putea să îi prejudicieze drepturile și interesele legitime, acesta având dreptul la informații complete, corecte și precise privind produsele și serviciile achiziționate. Pe cale de consecință, dat fiind vicierea gravă a procedurii relevante, precum și având în vedere netemeinicia în fund a actelor adoptate, în temeiul articolului 167 alineatul 1 a Codului Administrativ vom solicita în modul prevăzut de lege anularea integrală a hotărârilor ANRE din 16 august 2019 prin tarifele și prețurile reglementate la energie electrică prestate de companiile vizate. Totodată, în cadrul procedurilor vom solicita imediat suspendarea acestor decizii. În același timp, solicităm Procuraturii Generale investigarea penală a circumstanțelor în care au fost adoptate deciziile contestate de majorarea tarifelor cu conexarea la această investigație a materialelor acumulate în trecut. Este cunoscut faptul că de mai multe ori Procuratura Generală a fost sesizată în acest sens și e de datoria acesteia să revadă acele materiale și să le conexeze la viitoarea investigație penală pe care o cerem. Asta am avut de transmis. Dacă suntem încă live, vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi, celor susținătorilor Platformei Demnitate și Adevăr, susținătorilor Blocului Acum și tuturor cetățenilor de bună credință din această țară pe care îi dorim uniți și nu divizați, așa cum ni se întâmplă în ultima perioadă de timp din cauza unor politicieni avari, a unor politicieni care au mai presus decât interesul național, decât interesul public, interesele partinice și electorale. Vă mulțumim!